Toată lumea știe că peste două zile urmează campionatul european de fotbal care se va desfășura în Franța, iar echipa României este calificată acolo și va susține primul meci chiar vineri împotriva țării gazdă. După care, peste câteva zile, peste 5 zile mai exact, împotriva Elveției și peste 4 zile împotriva Albaniei. Toate cele trei echipe pe care le-am menționat sunt în grupă cu România. Vom da piept cu trei echipe foarte bune și vom încerca să ne calificăm mai departe. Aceasta va fi și ordinea meciurilor care v-am spus în deschidere. Și primul meci va avea loc vineri la ora 22, ora României, și este considerat de majoritatea specialiștilor Franța-România meciul cel mai greu al României, bineînțeles, oficial, care este cel de deschidere. Și cu atât mai mult va fi greu încât, ce să vă spun, România joacă pentru prima oară în deschidere la un campionat european, de orice fel, adică chiar și mondial și european, nu a mai jucat niciodată în deschidere și vor fi miliarde de ochi asupra noastră. De aceea este foarte important să vedem cum se va termina acest meci și ar fi bine să ieșim de pe teren cu un rezultat pozitiv, chiar acela fiind și unul de egalitate. Astăzi seara la ora de fotbal va fi vocea suportilor români și în acest sens am invitat trei dintre ei care au și preferințe la echipe românești de club, dar dumnealor vor susține necondiționat echipa României pe această perioadă a turneului final din Franța. Bună seara, stimați telespectatori ai postului 6 TV și ai orei de fotbal, vă spune Ovidiu Boier. Alături de invitații mei, dați-mi voie să vă prezint, alături de mine o doamnă foarte drăguță. Bineînțeles, începem doamnele întotdeauna, este o lege nescrisă și n-avem ce face. Doamna Doina Roșca, bună seara! Bună seara! Și domnul George Baicu. Bună seara! Bună seara, bine ați venit în emisiune la noi. Bine v-am găsit! Și sper să avem cât mai fructoasă această emisiune despre fotbal. Deci, haideți să începem cu doamna și, deci, cum vă spuneam, chiar dacă este o emisiune sportivă, doamna Doina Roșca din București este de profesor asistent medical și suporter a echipei naționale, bineînțeles. Îi dăm cuvântul să ne spună câteva cuvinte despre dumneai și cum a ajuns să cunoască acest fenomen sportiv care se numește fotbalul și care este legătura ta, Doina, cu fotbalul. Deci, în primul rând, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Încă de mică, jucând, făcând sport la școală foarte mult, profesorul meu de sport m-a îndrumat spre acest frumos sport, volei, am jucat. Foarte frumos, da. Am început la Palatul Pionierilor, am continuat la Voința cu domnul antrenor Veseli, apoi la Dinamo cu doamna Doina Ivănescu, o mare antrenoare. A, deci la un club profesionist. Da, da. La Dinamo, o mare antrenoare care a format multe generații de sportive, ducând clubul Dinamo foarte sus în privința acestui sport. În 1956, parcă, am câștigat, am fost vicecampioane olimpice mondiale la volei, câștigând argintul. Deci profesionist, ce să mai zicem, da? Chiar și pe vremea aceea. Sunt mândră de clubul meu Dinamo. Se vede, ai venit cu culorile roșii, albe ale clubului, îmbrăcat în această seară. Dar iubesc și celelalte sporturi, care și fotbalul. Între care și fotbal, o să vorbim mai târziu, dar acum să prezentăm și pe domnul George. George, spune câteva cuvinte despre tine, pe scurt, cum ai ajuns să fii. În primul rând, ce profesie ai? Sunt profesor de muzică, da. Și de mic copil tatăl meu de mână m-a dus prima oară la stadionul Petrolul. Mi-aduc aminte, din Ploiești, deci. Din Ploiești, da. Din Ploiești, da. Mi-aduc aminte că a fost un meci cu Universitatea Craiova. Echipa aceea de aur cu Silviu Lung în poartă, Balaci, Cămătaru, Giurgău, toată echipa de aur a Craiovei. Și mi-aduc aminte că era o atmosferă extraordinară pe stadionul Petrolul, suporterii făceau o atmosferă deosebită și atunci am avut o emoție extraordinară și de atunci, de la vârstă de 7 ani,
Ai devenit suporter? Am devenit suporter al echipei Petrolul Ploiești. Da. Și am și jucat da? O perioadă, dar din păcate m-am lăsat. Vârstă la 18 ani n-am mai... Ai ales drumul învățăturii, da. Profesoratului da. Și da. Asta este. Fiecare face ce crede mai bine. Da. Ești un suporter înfocat, am fost de nenumărate ori la meciuri cu tine și da. Mărturisesc că și eu nu sunt prea liniștit, dar ceea ce am văzut, cum te manifesti, la orice echipă. Arată-ne puțin cu eșarfa aia, cum o pui la meciuri și da. Este chiar ok da. Să te manifesti puțin, deci... Nu mă manifest că n-am. Nu, am vrut să spun așa, ca da. Să arătăm oamenilor că... Da. Acum... Da, este vorba de echipa României. Da, de echipa României, da. Este de ajuns că ai tricou pentru cu Petrolul, da. Da, da. Doamna Doina este cu Dinamo. Cu Dinamo. Așa, da. Și eu sunt cu albastru pentru că zic să completez steagul României. De asta am venit în albastru. Așa, da. Și deci n-ai făcut spor niciodată? De performanță, zic. Nu, nu. De amator numai, nu? Amator, școală, da. În cadrul organizat și atât. Da, atât, da. Dar... Ești suporter înfocat Petrolul. Înfocat, și... da. E, acum, până trecem la echipa națională, să vă pun puțin față în față. Dinamo cu Petrolul, știu că sunt multe rivalități. Sunt. Doina, ce crezi? Au vreo șansă în fața lui Dinamo Petrolul de obicei? Știu că ați mai luat și bătaie, da, dar de obicei... Da. De obicei Dinamo întotdeauna pe primul loc. De obicei, Dinamo câștigă, da, de obicei. Păi da, pe primul loc. Dar Petrolul, să știi că la galerii vă cam bate. Este așa, George? La galerii? Nu pot să spun asta pentru că Dinamo are o la meciul de final al Cupei României, când a jucat cu CFR Cluj, atmosfera de la Dinamo, galeria, a făcut o atmosferă extraordinară, așa ceva mm-hmm. am mai văzut doar la Borussia Dortmund, în Germania. Haideți să vedem primul material video, este despre Dinamo și este special pentru Doina și după aceea revenim să comentăm. Aici Zubir lasă pentru centrarea lui Varga și Musa, iată ce spune Amare, are știința jocului, chiar dacă nu excelează la niciun capitol, e foarte divers în execuții și asta îl face un atacant foarte bun pentru Petrolul în aceste momente. Gavrilă din prima, într-o zonă bine populată de jucătorii lui Dinamo, Palici, fără marcaj aici, Palici șutează, însă Pesania reține, cred că e fault în atac sau autogol, e autogol, 1-1, Noere se bucură în fața galeriei lui Dinamo, jucătorii lui Petrolul protestează, să vedem dacă Pesania avea mingea în control aici. 1-1 după 52 de minute. Un gol inedit marcat de Dinamo, dar să vedem dacă a fost și regulamentar. Șutul lui Palici nu trebuie validat golul din punctul meu de vedere. Pesania avea mingea la piept. Iată. Vom mai vedea probabil această fază, o puteți revedea și dumneavoastră, toate aceste relori pot fi revăzute pe site-ul nostru digisport.ro. Încă o minge trimisă pentru același Nedelcearu, mai bună, îi lasă în spate lui Rotariu! Oh! Oh! Doamne Dumnezeule, ce execuție! Minutul 84, unul dintre cele mai frumoase goluri marcate în acest sezon. Golasso reușit de Dorin Rotariu. Acolo a primit gol Cerniauskas. A deranjat Inopa Ianjenul și Rotariu. Super gol marcat de Rotariu. Nici o șansă, cred, pentru niciun portar din lume. Ce traiectorie frumoasă. Avem, iată, câteodată fotbal frumos în Liga 1. Deci este un meci care ați câștigat Doina cu 2-1, adică Dinamo.
da? Echipa ta. M-am bucurat foarte mult. Din păcate, George a pierdut chiar pe teren propriu, dar nu este nimic, o să vedem mai târziu și un material și alt fel de material. Spune-mi, Doina, ce jucători importanți de la Dinamo, de-a lungul timpului, nu neapărat din, de acum, de-a lungul timpului, din toată existența lui Dinamo, ți-au plăcut și poți să ne spui despre ei? Deci, Dumitrache a fost favoritul meu, Dinu, Lucescu. A, deja embleme. Da, mă rog, sportiv care cred eu că volei. Și-a pus amprenta. De la volei poți să ne spui sau de la alte sport. Dar cred că ăștia, dacă spui Dinu, Lucescu, da. Eu zic că este numai ce să mai zici și Dumitrache, da. Mai ales. Da. Da. Și-au pus apreta asupra țării noastre, făcând-o cunoscută peste hotare, cred eu. Că datorită lor am ajuns să fim cunoscuți. Sigur că da. Deci... O să urmărim și materialul următor, pentru că este legat de Petrolul Ploiești și tot de Dinamo, și revenim. Împinge Lukin ușor din spate. E foarte puternic Bochila. E un cot. Execută Bochila față în față cu Bălgrădean, Jeremy Bochila, minutul 8, șutează Bochila, gol! Petrolul 1-0 pentru echipa lui Cosmin Contra din minutul 8. Te spune că e bine să nu-i dai motive arbitrului să te penalizeze. Exact asta au făcut Laurențiu Rus și Sârgea Lukin la pătrunderea lui Jeremy Bochila. A fost o intervenție a lui Lukin, apoi și a lui Rus. Într-adevăr, nu s-au înțeles cei doi. Bochila simte imediat mâna fundașului dinamovist și obține acest penalti. Putem spune mai degrabă că Bochila... Puțin așa pare pe aceste reluări. Totuși, în parcă a apărut că accent vrea să se ferească, era și în lateral. Bine, era normal să se ferească. Sau... Era normal să încerce să se ferească pentru minge cu Geraldo și Iamisi. Cosmin Matei îl are în față pe Guilherme. Cosmin Matei îl așteaptă excelent, îi pasează acolo lui Laurențiu Rus. Șut violent al fundașului dinamovist, respinge Bornescu. Luat prin surprindere, am impresia, portarul Petrolului are totuși un reflex salvator. Joc ceva mai convingător al lui Dinamo pe fază ofensivă. A mai fost o remiză, așadar 16 puncte din 18 posibile. O fază bună a Petrolului cu șutul lui Sova de gol! Petrolul! 2-1 pentru echipa lui Cosmin Contra. Superbă reușită a Petrolului, pasă din prima pentru Sova de. Francezul gândește extraordinar de repede, nu-i lasă nicio șansă lui Bălgrădean. Șut frumos cu latul, cu efect, la colțul lung. Bălgrădean bătut, Bălgrădean venise să închidă unghiul. Finalizare de mare fotbalist al lui Sovade, a semnat doar până în vară cu Petrolul, însă în această seară a evoluat încântător. Venit de la Clermont Foot, iată... Deci a venit și revanșa, că da. Nu se putea așa chiar să dăm satisfacție la cuiva anume. Nu era frumos, poate era elegant, dar nu era chiar așa frumos. Să zicem că e 1-1, da? Da. Ce vreau să te întreb, George, ai vreo o atmosferă foarte frumoasă la Ploiești, da? Sigur, da. Deci s-a văzut foarte clar, ambele meciuri au fost la Ploiești, numai că unul l-ați pierdut. Da. La fel și suportelul Dinamo, deci n-am ce să zic. Sunt cele mai tari galerii, aș spune, din România. Hai să o luăm pe rând. Doina, ai vreo echipă anume din România care ți este antipatică? Orice dinamovist are chestia asta, să știi. Steaua. Da? Steaua, rivala. Și de ce? Întotdeauna... Numai pentru asta? Că da, e... păi, trebuie să fie și alt motiv. Este derby de România, în primul rând. Da. Este singur derby adevărat de România, cum ar spune domnul Cornel Dinu. Da. Așa. Și, George, tu, pe cine? Pot să spun cine? Că... Sau tu personal, mă interesează. Pandurii Târgu Jiu.
Tamburii? Olteni, da. Da? Pentru, sau Gaz Metan Mediaș. Au venit la Ploiești și au făcut mai mult antijoc. Și de atunci am așa o... Să nu spui că pe vremea și, și Universitatea Craiova ți era. Nu, nu. O echipă iubită. Ei făceau joc, da. Nu. Contează foarte mult atitudinea în teren, adversarilor, la publicul care l-aveți voi la, da, la Ploiești, trebuia să fie și o echipă adversă care să joace, să se dorească. Dar totuși, nu putem spune despre Pandurii Târgu Jiu, că este o echipă și face așa ceva totdeauna. La Ploiești așa a făcut. Pe podium. Da? Da. Se mai întâmplă, se mai întâmplă. Nu putem să generalizăm, haideți să trecem peste chestia asta. Da. Ce ziceți pentru nou campionat? Știu că voi ați retrogradat. Din păcate, este, da. Este o săgețică așa în din urmă. Păcate, da. Așa? Un mare regret că n-am reușit să ne salvăm de la retrogradare, dar sperăm, acolo unde vom fi, în Liga a doua sau a treia, ca să reînviem, cum se spune... Suporterii ploieșteni ce părere au, ce zic? Toți sperăm. Incert. Toți sperăm să începem de la Liga a doua și... la anul, să intrăm unde ne este locul, în Liga 1. Acolo este cu siguranță, da, locul Petrolului Ploiești. Doina, spune-ne ca dinamovistă, ce crezi că a trebuit? Dinamo a terminat pe un loc, nu a terminat pe podium anul acesta, dar de obicei în trecutul nu foarte îndepărtată termina locul 1-2, lua campionatul, juca în cupele europene. Ce speri pentru viitor? Ceva mult mai bine pentru Dinamo? Sau crezi că Dinamo? Da, întotdeauna sper mult mai bine pentru Dinamo. Dar va și putea? Să sperăm că da. Bun, da. Să știe. Să știe unde nu se fac investiții și știu, da, că Dinamo a ieșit din insolvență, da? Petrolul nu. Nu. De aceea este și unde este. Să sperăm că anul acesta Dinamo va juca în cupele europene, adică anul viitor. Să sperăm. Din sezonul viitor. Pentru că suporterii în primul rând asta vor. Pentru Dinamo nu există locul 2 sau altul, nu, decât locul 1. Locul 1. Așa. Și pentru Steaua la fel. Și în trecut pentru Petrol la fel era. Da. Petrolul era acolo sus. Noi am câștigat 4 campionate, da, avem 3 cupe, ultima am câștigat în 2013, dacă țineți minte, Jeremy Bochila a marcat un gol deosebit și am fost foarte fericiți la Ploiești. Tot orașul a ieșit în stradă, a fost mare bucurie atunci, dar am așteptat Cupa României 18 ani să vină la Ploiești. Și a venit acum. Sperăm să nu așteptăm încă 18 ani să mai vină Cupa la Ploiești. Petrolul, știți și dumneavoastră că am bătut pe Liverpool cu 3-1, singura echipă românească în care am mis o echipă din Anglia la Ploiești. A mai reușit și Șumudic o echipă să învingă o echipă din Anglia. Da, dar de Liverpool, da, adevărat, dar până Petrolul a fost da. Petrolul, da, știu, a fost acum câțiva ani cu acea echipă de aur. Crezi că se va reînvia acea echipă de aur a Petrolului dacă va veni cineva? În primul cu cap trebuie să vină, după aceea cu bani. Sperăm, sperăm. La Ploiești. Sunt promisiuni la Ploiești acum, nou primar care a venit, da, a promis că Petrolul nu va muri, în ghilimele, și va reînvia din propria cenușă. Sperăm. Haideți să trecem ușor-ușor către echipa națională a României și vom vorbi în primul rând de meciul de vinere împotriva echipei Țării Gaz de Franța. Ce credeți că va face România, Doina? Ce crezi tu că va face România? Este un meci, toți specialiștii spun că este cel mai greu. Tu, părerea ta? Eu cred că avem șanse egale. Aș vrea tare mult să câștigăm. Îmi doresc lucrul acesta. Și sper în acest băieți minunați că vor face tot posibilul să câștigăm. Hai, România! Șanse egale, bravo! Șanse egale înseamnă egal, meci egal. La urmă, după părerea mea, bine... După părerea mea... Asta e pronosticul tău, nu? Da. Da. Zi, George. După părerea mea, cred că este un meci deosebit de greu. Sincer, plecăm cu șansa a doua și nu vreau să fiu pesimist, dar cred că Franța ne va învinge. Da, de ce ești așa de pesimist? Pentru că am văzut meciurile de pregătire ale Franței și le-am comparat cu ale noastre. Am văzut meciul cu Camerun 3-2, am văzut meciul cu Scoția. Deci Franța are o ofensivă foarte puternică, jucători deosebit de
Da, George, dar orice țară gazdă și la nivelul Franței are presiunea publicului. Deci ei vor, francezii vor neapărat să câștige orice meci și să devină campioni. E posibil să nu-l câștige și să devină și campioni europeni. Dar presiunea va fi atât de mare că s-ar putea să ne permită un rezultat accesibil. Nu, Doina? Da, deci da, când strigă toată lumea la tine, ca la servici. Știi? Parcă nu faci totul bine. Așa e. Nu? Da, dacă te lasă în pace, cred că știi să-ți faci treaba și o duci până la capăt foarte exact. Bine. Ce zici? Este și posibilitatea asta să o luăm bătaie? Nu trebuie să speculăm... Nu vreau să mă gândesc la... Dar noi nu trebuie să speculăm, românii, nu trebuie să speculăm orice moment de ăsta. Presiunea publicului. Sigur că da, în primul rând să speculăm. Un moment slab al jucătorilor. Eu zic că ar fi bine să ne apărăm. George, au foarte mulți tineri în națională, da. În Franța. Ar trebui să ne apărăm. Sperăm. Noi ne apărăm foarte bine România, dar Franța are un atac extraordinar. Asta spuneam. Și ca atac. Să facem ceva trebuie să și atacăm, Doina. Deci, nu poți păi, să... Păi, Franța are un atac excepțional, dar poate și să dea pe lângă da. Parte. După un moment de publicitate o să avem și video cu echipa națională a României și ne întoarcem după cum v-am promis după promo. Înapoi în direct la ora de fotbal, doamnelor și domnilor, împreună cu invitații mei, doamna Doina Roșca și George Baicu. Discutam despre echipa națională, dar între timp am primit un SMS pe telefon și m-a întrebat cineva ce reprezintă acest tag. Îmi cer scuze că nu am spus despre la început, este echipa mea favorită, AC Milan. Da. Am întrebat invitații, am uitat să spun despre mine, normal, dacă l-am afișat aici trebuie să spun, este echipa mea preferată. Și bineînțeles, România. Da. Asta e, îmi place echipa asta foarte mult. Deci, o să vedem imediat în câteva secunde și un primul videoclip cu România și vom vorbi despre echipa Franței. Noi ne ducem acolo, nu camielul l-a tăiat. Înțelegi? Ne ducem să atacăm, ne ducem să încercăm, da? Da. Și pentru chestia asta noi vom fi, cred că, răsplătiți cu un rezultat bun. Și nu în ultimul rând, românii sportivi, fotbaliștii, sunt ambasadorii cei mai buni ai României în acest moment. Corect. Da, nu nimeni, nimeni altcineva decât ei. Presiunea este pe ei, da? Trebuie să speculăm. Da. Și haideți să vedem cum jucau alți fotbaliști mai renumiți, mai acum câțiva ani. Vedem următorul videoclip chiar într-un meci cu Franța și revenim și comentăm. Naționalei, Răzvan Raț. Francezii se apără undeva pe linia careului de 16 metri. Bate Bănel Nicoliță, minge periculoasă! Loris respinge și prima mare ocazie pentru România. Excelent a apărut acolo fostul coechipier al lui Bănel Nicoliță. Iată-l în imagine pe Goe. Goe aproape să dubleze reușitele împotriva Franței cu un gol care ar fi picat minunat în minutul 5. Încă o fază fixă. Este locul în care se poate face diferența între România și Franța. Bate din nou Bănel. O minge respinsă care ajunge în față la Valbuena. Greșește Valbuena, recuperează Tănase. Rămâne în posesie, dar pasează greșit, păcat de această oportunitate. Acum, la centrul terenului este Benzema. Am câștigat din nou mingea Tănase, dar am oferit-o din nou francezii. Albania a arătat acest lucru. Iată-l pe Goian, care n-a deviat suficient de bine pentru a-l păcări pe capitanul Doloris. Finala Cupei Mondiale de anul trecut a fost considerată o surpriză de către lumea arbitrajului. Sunt mulți cei din arbitraj care spun că erau alții îndreptățiți să conducă acel ultim act al competiției din Africa. Laser, atașat. Ce fază de cartonaș galben. În Villa vede și el primul avertisment pentru francez. Laser continuă forma bună pe care a arătat-o în meciul cu Luxemburg. Excelent dribblingul lui Lazar, l-a făcut din fentă pe Envila.
Apoi, reacția jucătorului lui Ren a dus la acest cartonaș galben. Încă o fază fixă. Bănel Nicoliță poate să-i mai pună o minge de gol lui Goian. Noștri departe bate Bănel Nicoliță direct spre poartă. Și Hugo Lloris a avut probleme sau nu a vrut să se complice. De mult l-am mai văzut pe Bănel executând atât de bine faze fixe. Aceste imagini au fost de la inaugurarea Arenei Naționale acum câțiva ani de zile, România-Franța 0-0. Ce zici, doamne, ți-a plăcut? Deci o arenă plină de 50.000 de spectatori. Sigur că mi-a plăcut și Nicoliță, băiatul de aur al Echipei Naționale, l-am admirat întotdeauna, au fost unul dintre jucătorii mei preferați. Și în meciul acela foarte bine a jucat. Da, exact. Ce zici, George? Da. Ce zici, alți jucători, altă generație. Acum? Da. Apropo de altă generație, nu contează la un campionat european. Toate echipele sunt cam de același nivel. De ce? Pentru că cele puternice vin cu presiune. Cele mici n-au nimic de pierdut și vin cu tupeu. Așa ar trebui să fim și noi și trebuie să îi încurajăm și să strigăm și de la distanță. Hai România! Hai România! Și să facem tot posibilul să îi batem dacă se poate. Ce dacă sunt francezi? Așa e. Hai așa România! Nena? Așa e, sigur. Meciul se joacă pe ultimul minut, ne mai, o să mai fii și prelungit, nu, George? Așa, eu așa zic. Eu sunt minute. Optimistă. Am văzut, de la început ai zis. Da, da. George este puțin mai... Așa, nu, n-ai ca bănuț. Mai rezervat. Pentru că ne-am mai înveselit puțin, hai să o dăm și puțin pe entertainment. Povestește-ne, Doina, o nebunie pe care ai făcut-o în viața ta de sportiv sau, mă rog, cum vrei tu. Da. Nebunie, okay. Ceva. Deci, o amintire frumoasă, pe lângă, haioasă. Mă rog, pe lângă clubul Dinam, am mai jucat volei și la Voința. Am avut antrenor atunci, un antrenor simpatic, domnul antrenor Veseri. Și am fost într-un cantonament la Babele. Ne-au lăsat singure, dânsul a spus că are câteva ore treabă și să stăm cu minți să-l așteptăm. Noi am fugit toate până în Sinaia, am coborât jos și când am urcat, neșansa noastră a fost să apară odată cu noi. Ne-a scos la antrenament, bineînțeles, noi obosite, na, coborusem atâtea, urcasem, coborusem, dar a trebuit să ieșim pe zăpadă, la un antrenament în forță. Antrenament adevărat. Așa, și da. Pe urmă am căzulate. Da. Da. Păi se întâmplă și mulți sportivi au avut această neșansă, să zicem așa neșansă, dacă au fost prinși plecând din cantonament. Asta e tot? Da? Da. Păi de ajuns, dacă bățești așa ceva. George, ai avut ceva de... Ca și suporter al echipei Petrolul, mi-aduc aminte în anul 1988, cam așa, era un meci de campionat, Petrolul FC Argeș, și țin minte foarte bine că din tribună am coborât aproape de gard și am reușit să mă strecor chiar pe pista stadionului. Petrolul se chinuia foarte tare să marcheze un gol și mi-aduc aminte că prin minutul 80 Sandu Piturice, pe care îl salut acum, poate mă vede, un mare fundaș al echipei Petrolul, l-am redescoperit pe Facebook săptămâna trecută. Sandu Piturice a marcat un gol cu un șut, avea un șut deosebit de puternic și mi-aduc aminte că m-am trezit peste el și peste mine tot fotbaliștii echipei Petrolul. Un vis să intru aproape de jucători, da. Atunci se putea face chestia? Eu am putut să intru. M-am strecurat, eram copil și da. Am reușit. Da. Lângă forțele de ordine să intru. Da. Foarte interesant. Și am fost la un meci al echipei naționale România, a jucat România cu Petrolul în 1990. Înainte de a pleca România la campionatul din Italia, a jucat un amical România cu Petrolul. Și știu că am văzut Petrolul, România a fost învins Petrolul cu 5-1. Cu toată echipa aceea de aur, cu Lung, Hagi, Rednic, Marius Lăcătuș, Andone, da, toată echipa. Foarte bine. Frumoasă. Haideți să trecem, deci să zicem că scăpăm de Franța și ieșim onorabil. Așa vrem să credem. Următorul meci este cu Elveția. Ce zici, Doina? Elveția este un adversar. Dă-ne un pronostic, pur și simplu. Egal. Meci egal, da? Meci egal. George?
acolo am mai mult încredere la meciul cu Elveția. Da? Da. Vom câștiga? Cred că da. Spune un pronostic. 7-2? 2-1. 2-1 pentru România, da? Pentru România, da. Să vedem următorul material, un meci al României împotriva Elveției și ne întoarcem și comentăm. Este un meci foarte interesant din trecut. Very man to do it. Coming out of the blue, it looked as if that defensive wall was all right and the goalkeeper had stationed himself. And Hadji, yet again, look at him. The balance and the perfection of the finish. 1-1 now after 35 minutes. And turning out to be a marvelous game. Can't get his shot in. Still danger. Up comes Hottinger. Little bit too strong for Noop. And the game has erupted with volcanic fury as a result of that goal. And the man who scored so many Bundesliga goals puts it in the back of the net. A wonderful finish there by Csapossar. The top goal scorer for his country does it again with amazing persistence. Well, we've seen some great goals, but we've also, this one's a bit scrappy, but they all count at this level. Look at all the people falling over each other. Unfortunately, there, Stilou can't do anything about it. It ricochets around, eventually breaks the Csapossar, and then he just tucks it in very, very nice with his left foot. Well, they're coming on. Hai România, băieți, nu uitați ce ați văzut acum, a fost generația de aur din anii 90. Și 4. A fost cel mai prolific deceniu din istoria fotbalului românesc. Între 1990 și 2000 a fost generația de aur, cu vârful în 1994, unde ați văzut acum secvențe din meciul România-Elveția. Mărturisesc că nu am avut suflet să dau toate golurile, că ne-au bătut atât în acest meci, care numai ce ați văzut secvențe cu 4-1. Dar ați văzut golul lui Hagi. Și aș vrea, George, să credem că România va putea bate Elveția. Da, Elveția nu mai este ce a fost atunci, cu mari... Și dacă scoatem și un rezultat bun cu Franța, cred că suntem calificați și vedem meciul cu Albania, care va fi al treilea altfel. Da. Și urmează ultimul meci din grupă contra Albaniei. Albania, atenție, a progresat foarte tare. Eu am prieteni în Albania, jucători, impresari, deci... Da. Nu e. Dar un naționalizat jucător joacă în campionate puternice, nu? Tu da, știi, George, da, treaba da, asta, da, ești documentat, da, am și da, vorbit da. De multe ori pe tema asta. Da. Totuși, ca valoare, cred că România este peste. Da. Tu ce crezi, Doina? Ultimul meci. Ultimul meci care va fi împotriva Albaniei. Deci, dacă... câștiga. Tu ce crezi, nu știu, ca suporter? Dacă batem Franța și Elveția, cred că Albania... O să învingem și cu Albania. Da? Da? Nu, George, nu cumva o să lăsăm garda jos și o să ne bată Albania? Nu, acolo vom fi concentrați. Sigur. Dacă vom avea 4 puncte, da, doar suntem în țara lui Hagi, nu trebuie să, da, să fim da, da. Concentrați. Să credem în scenariul următor, vom câștiga grupa? Să terminăm grupa pe primul loc? Nu, asta ar fi chiar punct. Nu cred. Pe primul loc nu, dar poate. Pe locul 2, poate, locul da? 2. După Franța? Poate, poate. Da. Pe locul 2 e posibil. Da, orice chiar surpriza nu putem fi. Hai, da. România! Da, deci, ce să zic, meciul de început va fi cel mai tare. Așa este. Da, asta este România-Franța. Trebuie să ținem pumnii băieților noștri și știți foarte bine că domnul Anghel Iordănescu a făcut lotul. Apropo de lot, George, pe tine te întreb, că trebuie să știi mai multe chestii. Crezi că se putea, era loc de mai bine între cei selecționabili să mai fie cineva? Da. Adică nu să mai fie. Cred că da. Nu se putea mai mult de 23. Să fie altcineva. Îți dau un simplu exemplu. Budescu n-avea loc în această echipă? Cred că avea loc. Da. Dar acum e decizia domnului selecționer. Știți, știi ceva, m-am săturat de chestia asta. Când aud vorba asta, știi, de decizia domnului selecționer. Dar noi aici, de asta suntem la televizor, da, să spunem. Domnule selecționer, de ce nu te-ai uitat la Budescu? Numai că joacă în Liga a doua din... Dar când te-a ajutat în preliminarii?
Din păcate, Budescu, acolo în China... Sau pentru că a mâncat sarmale? Nu, că a mâncat sarmale, doar că acolo n-a jucat mai deloc în Liga a doua, în China, și din cauza aceasta. Păcat. Bine, atunci pe Florin Tănase de ceva. Da, și asta este o enigmă și pentru noi suporterii, că în un chiar am vorbit cu el și era foarte dezamăgit. Totuși e tânăr. E tânăr, are timp, ca și Ivan, 19 ani. La dar Ivan era puțin dacă discutabil. Stăm și ne gândim la alte echipe naționale, mă gândesc la Ronaldo, la vârstă de 16 ani era în lotul Braziliei. Dar... Balaci, marele nostru Balaci, la sigur. 17 ani era în echipa națională. Hagi, la 17 ani era capitan echipei naționale pe Wembley. Era Hagi la 17 ani și ceva, era capitanul echipei naționale. Da. Deja era capitan. Era capitan. Despre ce vorbim? Da. Da? Așteptăm să facă băieții ăștia 25-28 de ani prea târziu. Așa este. Pe Budescu la 26. Așa este, da. M-am mă refer la un turneu final. Da. Din cauza că el nu a jucat în China, n-a mai jucat absolut deloc. Iar domnul selecționer, cine joacă? Da, cum se club? Pare, mi se pare corect. Dar el a mai făcut și excepții și nu numai domnul Iordănescu. Erau jucători care nu jucau, s-au antrenat în parcuri și totuși jucau la națională. Eu chestia asta n-am înțeles cu anumite preferințe. Haideți să vedem materialul cu Albania, că a mai rămas și acest meci. Anunț că este un adversar destul de redutabil și toți m-au avertizat să nu îi tratăm la preț de matineu. Și după aceea revenim și mai comentăm. Romanian gold hosting Albania in a final game at the National Stadium. They're going to knock this one down and have a new one in its place in 2 years. Nicola Ditsa making a 1-0 on the easy tap in. That in the 22nd, Razvan Kosis with the cross and that goal for Romania. Second half, free kick, the low burner, Gabriel Sebastian Tamas, 53rd minute. A daisy cutter, as Bobby likes to say. Romania looking for more. Ball out on the left side. Ditsa curls it to the right side for an unmarked Daniel Nicolai. And he makes it 3-0 with that one in the 64th minute. Albania looking to pull one back. Erjan Bogdani in possession. The ball then gets to Edmund Kapalani. And he'll scoop it past Bogdan Labont. That one in the 65th, 3-1. But Romania... back on the attack, a quickly taken free kick. The roller, Kosis busting on the right side. You can see what's going to happen here. At least you should. The cross for Nicolai, and he makes it 4-1 after 66. 3 minutes later, it's Nicolai again with the ball down the left side for Ciprian Marica. And he's clipped by Razvan Hrac. And a penalty kick opportunity for Romania from the spot. It's Marica. Yes, yes, I know. 5-1. Mere moments later, Marica is fouled by Dede, and it's a red card for the Albanians, and another goal for Romania, 6-1 as they take top spot in Group G, the final game at the 55-year-old National Stadium. Fantastic. Deci am zdrobit atunci, de albanezi vorbeam, i-am zdrobit cu 6-1. Dar nu mai este ce a fost, atenție, au fost acum câțiva ani, altă generație, altă chestie. Cu toate acestea, noi mergem să cucerim Parisul acum. Nu, Doina? Da, sigur frumos? Că da, e foarte adică frumos. Trebuie să-l cucerim, frate, ce să mai... Da, nu mai e loc de, da. De altceva. Cum spunea... Ți-aduce aminte, George, cum spunea Halagian, elevul lui? Focul la ei. Da? Da? Da, adică da. Călare pe ei, asta vreau să spună, domnul Halagian. Armeanu. Da. Și să nu-i lăsăm să respire. Nu au ce să caute, să nu ne dea nimeni niciun gol. Să dea Dumnezeu. Exagerez puțin? Nu. Să dea Dumnezeu. Da. Bine. Trecem puțin... Deci ați văzut, i-am bătut cu 6-1, da. Da? Nu cred că se va întâmpla un asemenea scor la un turneu final, dar dacă ar fi o victorie, nu ne-am supărat, nu, Doina? Contra Albanii. Ieșim în stradă. Niciodată nu ne-am supărat. La o calificare am ieșit, cred că, multă lume în stradă. Tot Ploieștiu, București. Și vă asigur că și cu noi toată în țara. Cu noi în frunte, sigur. Vă spun sigur, George, da. Că o să fim în frunte acolo, da. În mijloc, în centrul Bucureștiului. Da. Să trecem puțin la... Că tot am vorbit de selecționerul României. Cine crezi că va fi, te întreb tot pe tine, George, următorul selecționer? Sau cine crezi că ar trebui să fie, dacă ai auzit ceva rumori? Eu m-aș bucura, da. Sincer, pentru Cosmin Contra. E un antrenor extraordinar de bun, a studiat foarte mult,
și cred că merită o șansă. Crezi, Doina, că merită și un antrenor mai tânăr să fie la Național? Cu siguranță. De ăștia de 60 întotdeauna de ani, 70? Întotdeauna ar trebui promovat chiar și ca antrenor și sigur, ca selecționer, sigur, nu? Da, sigur. Avem, da. El poate intra, George, o idee, uite, acum îmi fulgere pe minte, chiar și ca secund a unui antrenor mai titrat. Cosmin Contra? O perioadă. Da. Da? De ce nu? Da, da, da. Să stea secundă o perioadă. El a demonstrat. Să învețe. El a demonstrat. Să învețe. Să... Nu știu dacă să mai fie. Poate să învețe. El a demonstrat și la Petrolul în cupele europene. Gândiți-vă că Petrolul a învins pe Victoria Plzen cu 3-1. 4-1 la ei acasă, cu care știți ce figură frumoasă a făcut în Europa sau în Champions League echipa Victoria Plzen, echipa cehă. Și vezi că am să-ți numesc Petrolul Pasărea Phoenix a fotbalului. Da, da, da. Da, știi de, știu, știu. La ce mă refer. Dar el a demonstrat și în campionat, și în Spania a scăpat de la retrogradare pe Getafe. Eu cred că merită o șansă. E un antrenor tânăr, de perspectivă, și merită o șansă. Alți antrenori ai mai avea în minte acum? Dan Petrescu. Oh, da, chiar Dan Petrescu. Acum a ieșit liber. Da. E foarte... Cum foarte, depinde de domnul... Foarte bun. Ar putea fi cum e acum Iordănescu și are lângă el trei secunzi interesant să fie un antrenor titrat tot așa și cu 2-3 secunzi titrați, mai titrați ca ăștia care da, sunt acum. Da. Ce zici? Ar putea face așa ceva? La urma urmei e vorba de echipa națională României, ce se întâmplă acum, domnul Iordănescu a ales bine, dar dumnealui a anunțat că pleacă. Da, știe, da? Toată lumea. Și chiar mai avem nevoie, Doina, tu când jucai sport, nu știu cum erau antrenorii de modă veche, la momentul acela. Nu ți se părea la un moment dat, domne, e cam depășit asta, tot aceleași chestii, spune, nu vine cu nimic nou? Nu, pe atunci nu, fiind copil, nu realizam. Nu realizam, da. Da. E, asta este chestia. Tot timpul trebuie să vii cu dar ceva nou, generații se schimbă. Da, sigur, acum așa ar trebui. Puncte de vedere diferite. Sunt... ăștia tineri se documentează ăștia altfel. Tineri joacă altfel de fotbal, concepții. Sigur, pe timpul se jucă sigur altfel că de da. Joc, se jucă altfel de... Și, ca și în volei, că da. S-a schimbat mult în da. Volei. Sigur că regulamentul da. Este altfel. Azi. Dar nu credeți că mai multe minți deștepte la conducerea unei echipe, ca și în orice domeniu, face mai mult bine decât rău? Dacă, bineînțeles, există un șef peste toți, da. Dar să fie toți deștepți. Da? Da. Și n-aș vrea să și fie... motivați, da? Pentru da. Că federația acum are bani, poate să-i plătească bine. Am înțeles că se discută și de aducerea unui selecționer străin. Nu, asta nu aș să, fi de acord. Să se aducă un selecționer român, că avem foarte mult. Eu dacă aș să vorbesc, cred că m-ar apuca dimineața. Câți avem, extraordinar de bun. Și voi la fel. Da, da, da. Da. Sigur, sigur. Dar haideți să încercăm cu România, pentru că chiar avem antrenori titrați și care merită să fie la echipa națională cu domnul Iordănescu. Asta vreau să și spun. Nu aș dori și, sub nicio formă să și nu este că să simtă pulsul. Dacă România face o figură bună, acum se califică mai departe și merge mult, deci va fi și o echipă în vână. Da? Și antrenorii care vin, deja e o echipă, să le simte deja pulsul și cum să zic, îi ia pe jumătate gata pregătiți. Gata pregătiți. Acolo o minte ageră și foarte, foarte pregătită și deșteaptă îi duce și la campionatul mondial. Nu? Sigur că așa da. Este. Bine, contează mentalul? Contează cum a fost și el ca jucător, da? Viitorul selecționer. Exact, da? Da. Să nu fie, să fie unul diplomat, să fie unul care știe o grămadă de fotbal, să aibă o școală la antrenorat puternică, da? Da. Da. Cu toate că, dacă mai aduc aminte de domnul Lucescu, nu a avut la început. El era și jucător și antrenor. Mai aduc aminte că era antrenor la Corvinu Hunedoara. Domnul Lucescu a fost o excepție. Corvinu Hunedoara da. Era antrenor principal și la Corvinu și la echipa națională. Da. Da. Se mai discută, apropo și de echipa națională și de echipele de club, se mai discută de naturalizarea jucătorilor străini. Credeți că este o idee bună? Tu nu ai ce zici. Deci, e un jucător din, în orice domeniu, numai fotbal. E un jucător. El, dacă joacă, să zicem, 5 ani în România, tu poți să le iei și n-a jucat niciodată pentru echipa lui națională, tu poți să-i faci cetățenie română și să-l selecționezi, dacă e bun, în echipa națională a României. El fiind, să zicem, brazilian, Congo, ceva. Da, eu știu că pe timpuri aveam numai jucătorii noștri.
români. Pe timpul, da, acum, da. Și acum multe echipe da. Fac... Amestecul ăsta nu l-am văzut bine. România nu vă place așa ceva? Nu. De ce? Credeți că le-ar răpi românilor locul de drept? Sau... Și așa. Fiecare să stea la țara, sigur, țara lui, să ducă să joace pentru țara lui. Dar noi când ne ducem în alte țări și jucăm și... Nu știu. N-am văzut români să joace pentru altă echipă. Naturalizați, nu? Naturalizați. Dar dacă ar fi un talent, un mare talent, să zicem, extraordinar și lumea l-ar place, de ce nu? Adică nici să nu fim chiar așa obtuzi, eu așa aș gândi, să nu... Dacă... Deci contează să joace pentru țara asta și cred că ar da totul. Dacă ar fi... Ia imaginează-ți, George, un brazilian. Nu are ce, nu mai poate în viața lui, dacă a jucat în România 5 ani, nu mai poate joace pentru Brazilia, da? El va da totul să joace pentru România. Și da. Cu talentul ăla în spate, nu? Brazilian fiind. Din păcate, mulți au dat răspunsul care l-ați dat voi. Eu, până la un punct, sunt de acord, dar... Parcă, dacă aș vedea așa un talent, au fost câțiva fotbaliști la noi în țară care au jucat foarte bine. Să ne aducem aminte de Wesley, sunt câțiva. Și albanetul Demolari, care a jucat la Dinamo. Mi-aduc aminte și Demolari a fost adus la Dinamo de un prieten al meu, impresar albanez, și a făcut ravagii în anii 90, până în 93. Și văd un meci cu el, da. Vezi? Deci, nu putem fi chiar așa. Și acum... cu mondializarea asta și cu libera circulație a oamenilor și a jucătorilor de fotbal și a sportivilor, chiar nu mai poți să oprești acest fenomen. Da. Eu n-aș vrea să chiar să fiu așa de pesimist. În fine, mai discutăm un subiect și dacă avem timp, Franța este sub spectrul atacurilor teroriste, după cum știți, de aproape jumătate de an și nu numai. Este în alertă maximă. Da. Credeți că ar trebui să fim neliniștiți din punctul ăsta de vedere, Doina? Te duci acum în clipa asta la Paris să susții echipa României? Eu de obicei sunt curajoasă de felul meu. Deci te-ai duce acum la Paris? Și m-aș duce, sigur. M-aș duce. Dacă e să se întâmple, se întâmplă. Dacă e să se întâmple, se întâmplă. Sigur. Da. Dar totuși, n-ai așa, n-ai avea... Nu. Asta este bine. Așa. Da. Că dacă se întâmplă oriunde. Oriunde se întâmplă, sigur. George, ți-ar fi? Eu aș prefera să stau acasă cu prietenii mei. Da. Și dacă credeți că va fi un, totuși, Doamne ferește, Doamne ferește, să fie un atac, Doamne ferește, credeți da. Că turneul final va fi oprit? Cu siguranță. Da. Cu siguranță. Da. Ar fi bine sau ar trebui sportul să meargă înainte? Adică și o mai mare, să zicem, se va face... Nu ne dorim, dar se va face liniște, câteva zile se amână și să se continue, ca să nu încurajăm... Da, se va continua, probabil. Să nu încurajăm teroriștii. După părerea normal mea, că se va continua. Nu știu dacă se va continua, nu cred. Dar cum ar fi bine? Să se continue sau? Deci bine ar fi să nu se întâmple, bine dar am să... menționat acest subiect pentru că trebuie să-l vorbim. Se întâmplă, uitați ce s-a întâmplat și în Turcia. Asta ar însemna să sportivii să nu mai joace niciodată și niciodată. Noi suntem optimiști și pe final acum o să spunem hai România și vreau ca România să câștige și să plecăm cu mentalitatea de învingători și pe viitori întotdeauna să avem aceeași gândire. Să nu mai gândim pesimist, să fie totul bine. Hai România și hai să câștigăm România. Primul meci, în special cu Franța, că va fi mândria noastră. Da. Ovidiu Boier, împreună cu invitații mei din această seară, împreună cu prietenii mei din regie, vă spune să aveți o noapte cât mai liniștită, dar și hai ne vedem România. Câștigători vineri, va fi meciul și vă invităm luni să comentăm pe baza meciului de vineri, luni, la orele 22:30 aici în studio la 6 TV. Să aveți noapte bună! Hai România! Hai România!